religios ortodox, ori asupra acelui tip de spațiu public care este compatibil cu religia ortodoxă. Ce se poate spune despre asta? Ce spun călătorii străini și ce găsești tu în sursele judiciare la care ai apelat? În mare parte, călătorii străini vorbesc despre superstițiile prezente în mediul ortodox, vorbesc despre neinstruirea preoților, vorbesc despre țăranii care trăiesc foarte prost, vorbesc despre București sau Iași, două orașe, două capitale murdare, pline de prostituate, de sifilis, de negustori care înșală la drumul mare. Bineînțeles că dacă mergi în arhive țintit să confirmi ceea ce găsești în călătorii străini, poți să o faci. Este un oraș al bisericilor, toți călătorii străini consemnează că sunt, unii dintre ei spun, 365 de biserici pentru fiecare zi o biserică. Nu erau chiar atât de multe, dar erau foarte multe biserici. Așadar, dacă ești, pleci de la ceea ce ei spun, bineînțeles că vei găsi și vei demonstra că, uite, au dreptate. Ceea ce lipsește, cred eu, societății românești este dezbaterea și luarea în considerare a acestor probleme. Da, există prostituție, da, există sifilis și nu se întâmplă absolut nimic. Spre deosebire de ceea ce eu, studiind foarte mult în Franța, am încercat să văd ce se întâmplă acolo. Există o dezbatere și observi cum medici, poliția, regele însărcinează anumite persoane să se ocupe cu această problemă, să creeze niște regulamente și sau niște legi astfel încât fenomenul să nu ia amploare. Dar nu lipsește această dezbatere, nu comentează nimeni, în afară de faptul că fenomenul este sancționat pe moment, exclus din oraș, apoi nu se mai întâmplă nimic. Asta înseamnă că un fenomen este tratat emotiv, pe punctual, dar nu există ideea unei legiferări pe lungă durată. Nu există o perspectivă. Să încerci să faci atât biserica cât și statul, să faci ca aceste fenomene să-și găsească la un moment dat soluționarea, că nu se întâmplă în momentul respectiv, dar poate se întâmplă în timp. Nu există așa ceva. Asta ridică două chestiuni. Una este, oare nu le dădea în gând să facă așa ceva? Altfel spus, perspectiva lor temporală se oprea cu ziua de mâine? Și nu aveau perspectiva peste un an, peste doi, peste zece? Sau era o neîncredere funciară în reglementări. Și întrebarea mea este, pentru că am văzut în carte, că există o mare larghețe în felul în care este tratată legea. Legea stipulează un tip de pedeapsă, care de obicei este extrem de severă, și practica este complet diferită. Practica este de o larghețe care uneori te înmărmurește, deși legea spune clar că trebuie făcut un anumit lucru care e sever. Deci, suntem în situația unor oameni sau a unei societăți care realmente nu poate să treacă de ziua de mâine în privința amenajării vieții, sau este vorba de o manieră foarte înrădăcinată de a trata cu laxitate legile și deci de a le credita nu cu larghețe, ci cu neîncredere, în fond. Ceea ce observ eu trecând prin sute de documente este faptul că biserica, ocupându-mă în principal de către tribunalul, acest tribunal ecleziastic și apoi statul, se ocupă de fenomen punctual, de orice caz punctual. Făcând întotdeauna referire în anafora este un raport pe care mitropolitul, atunci când nu mai are puteri să judece singur, îl adresează Domnului. Sau în sentința finală, făcând întotdeauna apel la lege. Vom regăsi în toate aceste sentințe legea, glava și zaceala, capitolul și articolul, mai spun clar ce ar fi trebuit să se facă, nu știu, în cazul adulterului sau în cazul seducției sau în cazul violului.
Dar niciodată această lege nu este respectată și se spune că a fost inserat pasajul respectiv pentru a-i se aduce la, a-i se spune acuzatului că, uite, putea să fie pedepsit mai rău. Dar ceea ce se întâmplă, de fapt, este un compromis. Un compromis între părinții clerici, atunci când este vorba de, către, de un caz judecat de biserică, și acuzat, și partea care a depus jalba. Dai un exemplu de cleric care a fost acuzat pe bună dreptate de homosexualitate și care nici măcar nu este expulzat din mănăstire până la urmă. Nu, este decăzut, devine monah și rămâne sub supravegherea celor din mănăstire. Este de fapt prins într-o închisoare. În epoca respectivă, mănăstirile aveau și rol de închisoare. Era un fel de închisoare prin reeducare. Închisori morale. Închisori morale, pentru că viforâta și dintr-un lemn erau pentru femei, mănăstirile unde mare parte femeile erau trimise, asta este vorba de Valahia, și Snagovul și Căldărușanu, mănăstirile unde erau trimiși bărbații. Și putem regăsi acolo mare parte boierii, soții răi platnici, pentru că o soție putea să-și reclame soțul că i-am tocat zestrea și acum nu are de unde să o dea. Și atunci, pentru că nu avea de unde să o dea, îl trimitea la mănăstire, să-și vină în simțire, se poate spune, și călugării sau preoții greșiți. Că există și preoți căsătoriți și în același timp cu amante sau, cine știe, găsiți în cârciumă și atunci îi trimitea pentru o anumită perioadă de timp la mănăstire. În fapt, ai semnalat ambele lucruri. Faptul că deciziile sunt punctuale, parcă nu se ridică la generalitatea tipului de ofensă adusă legii și, în același timp, legea, deși este afirmată, în fapt, cu ea se negociază. Și soluția asupra căreia cade în cele din urmă judecătorul este o decizie negociată între părți, care uneori are foarte puțin de a face cu ceea ce stipulează legea. Da, așa este. Nu o să regăsim niciodată o lege. Eu n-am găsit până acum un articol de lege respectat. La litera lui. La litera lui. În primul rând pentru că era foarte, foarte, foarte sever. Foarte sever. În al doilea rând, pentru că acest cod de legi folosit în pricinile judecate de Tribunalul Ecleziastic este un cod de inspirație bizantină și unde lasă pe judecător de multe ori să facă cum dorește. Îi trasează anumite cazuri, îi dă anumite repere, dar lasă pe el să aleagă ce va face. Acest lucru se va schimba când Alexandru Ipsilanti publică la 1780 Pravilnicească Condică și apoi codul penal la fel de greu și cu articole de lege foarte, foarte dure în 1783. Însă observăm că biserica se va duce întotdeauna spre vechea pravilă, cea din vremea lui Matei Basarab, pentru că acolo este mult mai detaliată. Putem trage concluzia că nu doar că practica judiciară permitea această libertate a judecătorului, ci și că biserica, ori atmosfera religioasă și morală întreținută de exemplul bisericii, încuraja acest lucru, altfel spus, era un factor de moderare și nu un factor de agravare? Da, era un factor de moderare. Biserica încerca și nu se întâmplă. Poți constata același lucru și în cazul pricinilor judecate de departamentele de judecată pe care le înființează tot Alexandru Ipsilanti. Se încearcă găsirea unui soluții între părți. Pentru că ce ar însemna să îi se taie capul unui seducător? Ar însemna că niciodată conflictul de la nivel local nu s-ar mai stinge. Există astfel de cazuri pe început de secolul XIX. Am descoperit câteva cazuri. Se ceartă
nu mai este vorba de seducție sau adulter pe proprietate.